Cel mai bun marcator al Ligia Patra Hunedoara în prima parte a campionatului, mijlocașul Cetății Deva Adrian Pribac, în primele 14 meciuri a marcat în total 20 de goluri. Mijlocașul lui CNS Cetatea Deva a reușit două hat-trick-uri, în alte trei partide a înscris câte o dublă și nu a nimerit poarta adversă în trei meciuri, cu Inter Petrila, Gloria Giurgiu și Aurul Certej. Doar alți doi jucători au reușit să înscrie peste 10 goluri în tur, Adrian Pepenar de la Șoimul Băița și Alexandru Constantin de la Aurul Certej, ambii cu câte 12 goluri. Alexandru Constantin este singurul jucător din județ autor a 4 goluri într-un meci. În total, în cele 210 jocuri ale celor 15 etape s-au înscris 358 de goluri. Cele mai multe goluri, 33, au fost marcate în etapa 11-a, iar cele mai puține, 16, în etapa 12-a. Au fost și 6 autogoluri. Jucătorii campioanei antitră, retezatul Hațeg, au înscris de cele mai multe ori în propria poartă, de 3 ori. Per echipe, cele mai multe goluri au fost marcate de CNS Cetatea Deva, 55, la polul opus aflându-se retezatul Hațeg cu doar 4 goluri. Campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a Hunedoara, se va relua în martie 2015.